ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Narcisa Fița, bine v-am regăsit la știri! Astăzi au reînceput cursurile în școlile și grădinițele din Râmnicu-Vâlcea, unde se vor aplica noi reguli în ceea ce privește accesul elevilor în format fizic în unitățile de învățământ. După pauza forțată de 2 săptămâni cauzată de creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 în țara noastră, cursurile s-au reluat și la Vâlcea luni 8 noiembrie, zi începând cu care au intrat în vigoare noile reguli de funcționare a școlilor decise la nivel guvernamental. Astfel a fost permisă redeschiderea școlilor și grădinițelor cu prezență fizică a elevilor doar în cazul în care ponderea personalului vaccinat din unitățile școlare respective este de cel puțin 60%. După cum ați văzut deja pe televiziunile naționale, domnul ministru a anunțat că la ordinul comun al Ministerului Educației și Sănătății privind funcționarea școlilor se va introduce un nou criteriu, rata de vaccinare din școala respectivă. La Colegiul Național Mircea cel Bătrân, cursurile au fost reluate în format fizic, într-un cadru cât mai apropiat de normalitate, lucru posibil datorită vaccinării în număr mare a personalului din cadrul unității de învățământ. Elevii noștri au revenit la școală fizic după un timp destul de lung, să zicem, aproape o lună. Școala a început normal, copiii au început orele ca și când nu ar fi, vreo problemă cu COVID-ul, evident, cu măsurile de rigoare, cu măștile și cu circuitele, cu distanțarea și așa mai departe. Deci pot să spun că până la ora aceasta, de la 8 de dimineață și până acum, lucrurile decurg normal. Deși se consideră că la Mircea cel Bătrân se desfășoară o activitate într-o manieră mai libertină față de celelalte licee din oraș, prin rata destul de mare de vaccinare a personalului, în comparație cu liceele Alexandru Lahovarei și Matei Basarab, se demonstrează încă o dată că această instituție de învățământ reprezintă un element de referință din punct de vedere al profesionalismului în Râmnicu-Vâlcea. Pot să vă spun că la ora actuală, deci este o cifră de ultimă oră, 81% dintre personalul Colegiului Național Mircea cel Bătrân este vaccinat. Și când spun personalul Colegiului Mircea cel Bătrân, mă refer și la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic și de asemenea aici intră și personalul care lucrează la internatul cantină al Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Noi pur și simplu ne facem datoria și nu ne dorim altceva decât să facem tot posibilul să nu ne punem în pericol nici pe noi, nici pe copii. Și atunci oamenii au înțeles treaba asta și s-au vaccinat. Pentru copiii, reîntoarcerea la școală reprezintă un prilej de bucurie, în primul rând grație reîntâlnirii cu colegii deveniți deja prieteni. Ștefan și Ana ne-au împărtășit gândurile lor referitor la reînceperea școlii. De ce v-a fost cel mai și cel mai și cel mai dor? Un singur lucru fiecare, ia să vedem. Mie mi-a fost dor de colegii, de toată clasa mea. Și ție, Ana? Toată clasa mea. Toată clasa? Da. Cum v-ați pregătit voi pentru mâine? Ne-am pregătit ce ne trebuie. Manuale, caiete, etc. Și suflet. Și ce? Suflet. Și suflet? Da. Eu le urez copiilor să învețe bine și să ia note mari. Rețeaua de magazine Diana s-a extins cu încă un spațiu comercial amplasat în zona liceului sanitar din Râmnicu-Vâlcea, pentru a fi mai aproape și de clienții din zona de nord a orașului. Rețeaua de retail Diana a inaugurat la sfârșitul săptămânii trecute magazinul cu numărul 67. Cel de-al 5-lea magazin Diana, deschis de la începutul acestui an, este amplasat în cartierul Nord, pe strada Republicii, numărul 18A, la parterul unui bloc, pe o suprafață de vânzare de 250 de metri pătrați și dispune de locuri de parcare proprii. Magazinul cu numărul 67 sau copilul cu numărul 67, cum ne place nouă să spunem de obicei. Acum foarte puțină vreme am deschis încă un magazin la Lăpușata și la momentul la care am comunicat, am promis și am spus că o să continuăm. Uite, continuăm. Astăzi îl deschidem pe cel de-al 67-lea. Ne ținem de cuvânt, 30 de ani de când creștem continuu în mijlocul comunității. Magazinul care s-a deschis astăzi, de pe strada Republicii, respectă standardele pe care merg magazinele Diana de obicei. Este un spațiu aerisit, un spațiu foarte bine organizat, astfel încât să ofere o experiență cât mai plăcută și cât mai rapidă în același timp clienților la cumpărături.
Noul magazin respectă conceptul și designul întregului lanț comercial și propune o sortimentație de peste 3.000 de produse, alimentare și nealimentare, cu game structurate pe toate segmentele de prețuri. Vitrina asistată oferă produse din portofoliul Diana, carne proaspătă și preparate din carne, iar zona de fructe și legume este aprovizionată de producători locali. Sunt 1.000 de produse, o sortimentație foarte variată, atât pe zona de food cât și pe zona non-food și evident, ca în orice magazin Diana, punctul central de atracție vezi vitrina cu carne și produse din carne preparate Diana. Toate proaspete, toate bune, ne bucurăm, suntem mândri, mulțumim tuturor celor care stau în spatele acestor proiecte și așteptăm pe toată lumea cu mare drag. Formatul noului magazin este unul accesibil și practic, categoriile și subcategoriile de produse fiind poziționate astfel încât clienții să beneficieze de o experiență a cumpărăturilor de calitate, plăcute, fără întreruperi, cât mai simple și cât mai rapide. Locația noului magazin a fost apreciată de locuitorii din zonă, care, fideli produselor Diana, erau nevoiți să parcurgă o distanță mai mare pentru a se aproviziona. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, pentru ce ați venit astăzi la acest magazin nou inaugurat? La cumpărături, că stau vis-a-vis de lângă bloc, la cumpărături am venit. Până acum, de unde vă făceați cumpărăturile? Tot de la Diana și peste stradă, dar pentru mine merg foarte greu și peste stradă, mi-e frică de mașini. Aveți produse preferate pe care le cumpărați de la Diana? Da, carne proaspătă, totul ce e, că la Diana oricum totul e proaspăt. Foarte bună, dau preferiturile frumoase, convenabile, totul accesibil. Până acum, de unde vă făceați cumpărăturile? Diana Tăi. Da. Spuneți-mi, aveți produse preparate specifice, Diana? Da, mai multe. Pulpa de porc, pasta, cum îi spuneți. Mulțumit de acest magazin? Da, mulțumit și mult. Și aproape de noi. Era nevoie pe strada noastră de un magazin așa. E foarte bine. De obicei, de unde vă făceați cumpărăturile? Mai de departe, de pe la Kaufland, pe acolo, de așa, dădeam ocol. Și aproape de noi aceea, nu ne mai ducem, Doamne, la peste tot să umblăm, ne împapuși venim. Stați puțin și spuneți-mi, vă rog frumos, ce produse preferate de la Diana aveți? A, tot, nimic, că sunt proaspete, aduse de ei, de ăștia, de la fabrica lor. E foarte aproape de noi. Cumpărați produse specifice magazinului Diana, ce produse? Da. Carne. Aveți produse preferate de la Diana, produse de Diana, de la care... La... Da, pulpă și spate. Ce am văzut că e frumos, coadă mare, m-am așezat și eu și sunt foarte mulțumit. Am cumpărat puțin, am primit și cadou. Magazinul Diana, situat pe strada Republicii numărul 18A, este deschis de luni până vineri în intervalul orar 7-21, între 7 și 20 sâmbăta și între orele 7 și 18 duminica. Magazinele Diana la îndemână cu produse proaspete. Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în data de 8 noiembrie de către credincioși ortodoxi. Cei doi arhangheli fac trecerea de la venerarea sfinților și a moaștelor la cultul îngerilor. Sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril datează încă din secolul al V-lea. În tradiția bisericii, arhanghelii au un loc aparte. Mihail, care înseamnă puterea lui Dumnezeu, este voievodul oștilor cerești, poartă sabie de foc și are rolul de a păzi legea lui Dumnezeu, iar Gavril poartă un crin și este aducătorul veștilor bune. Arhanghelul Mihail a însoțit poporul ales către pământul făgăduinței, iar arhanghelul Gavril a vestit nașterea Maicii Domnului, fiind primul care a rostit numele lui Isus, i-a dat numele lui Ioan Botezătorul și a descoperit magilor taina întrupării Mântuitorului. Tradiția populară menționează faptul că, în primul rând, despre Sfântul Mihail se știe că este cel care trimitea vara pe lumea cealaltă în această zi de 8 noiembrie. De asemenea, în calendarul popular, oamenii sărbătoreau de fapt 3 zile, data de 8, 9 și 10 noiembrie. Însemnătatea fiecărei zile în parte era reprezentată de faptul că pe data de 8 oamenii sărbătoreau capul sfinților arhanghel, pe data de 9 trupul, iar pe data de 10 coada acestora. În folclorul românesc, dintre cei doi arhangheli, mai venerat este Mihail, deoarece este considerat luptătorul împotriva diavolului, veghează la capul bolnavilor și ține cheile raiului. Oamenii îi aleg pe cei doi arhangheli drept patroni și ocrotitori spirituali ai casei și ai gospodăriei, iar ciobanii îi desemnează drept patroni ai oilor. Conform tradiției, în sâmbăta dinaintea sărbătorilor sfinților arhangheli se sfințesc bucate și colivă spre a se da de pomană pentru sufletele celor adormiți, cărora, ca și vii, li se aprind lumânări. Despre această zi
se știe că este plină de ofrande alimentare, mai poartă denumirea în popor și de moșii arhanghelilor. Ofrandele alimentare sunt aduse la biserică. De asemenea, în această zi se știe că trebuie să se aprindă o lumânare atât pentru cei vii, pentru că este foarte important să ne rugăm pentru sănătate, dar și pentru cei trecuți în neființă, în special pentru cei care au murit în împrejurări tragice, fie prin sinucidere, fie prin înnec. Se știe că se spune despre lumina lumânărilor aprinse în această zi că va dăinui pe veșnicie. În Râmnicu Vâlcea, pe dealul Cetățuia, există un schit cu hramul celor doi arhangheli. Atât icoanele de pe catapeteazmă, cât și cele din altar, sunt opera pictorului Gheorghe Tătărescu. De asemenea, mănăstirea Arnota, schitul Lacul Frumos din comuna Vlădești, precum și parohia Goranu, poartă hramul sfinților arhangheli Mihail și Gavril. Vineri, 5 noiembrie, în timpul unui control la o casă de pariuri din Râmnicu Vâlcea, în vederea respectării regulilor privind obligativitatea utilizării certificatului verde, jandarmii au depistat un tânăr în vârstă de 27 de ani care a utilizat certificatul unei alte persoane, fapt care este interzis prin lege. În data de 5 noiembrie, un vâlcean a fost depistat de către jandarmii vâlceani într-o casă de pariuri, dorind să utilizeze certificatul verde al unei alte persoane. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani care se afla într-o agenție de pariuri sportive din Râmnicu Vâlcea. În acel moment, jandarmii vâlceani desfășurau acțiune de control în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și de verificare a respectării măsurilor de prevenție. La sediul jandarmeriei, vâlceanul a recunoscut că a folosit certificatul unei cunoștințe. Tânărul de 27 de ani a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Persoana în cauză a prezentat jandarmilor un certificat verde, însă acesta nu se aștepta să-i fie cerut și actul de identitate. În momentul în care s-a legitimat, forțele de ordine au constatat că certificatul COVID prezentat este al altei persoane. Condus la sediul inspectoratului de jandarmi județean Vâlcea, acesta a recunoscut că certificatul aparține unui cunoscut de-ai săi. Colegii mei au întocmit documentele specifice pe numele tânărului, acestea fiind predat de poliție Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Inspectoratul de jandarmi județean Vâlcea va continua controlele în vederea respectării măsurilor pentru combaterea virusului SARS-CoV-2. Invitat în emisiunea Oltenii de sub munte, arbitrul român Ion Crăciunescu a oferit dezvăluiri interesante din perioada carierei sale. Mai mult, acesta a explicat și ce schimbări ar face în cazul în care ar mai conduce încă o dată Comisia Centrală a Arbitrilor. Arbitrul român cu o vastă experiență internațională, Ion Crăciunescu, a fost invitatul emisiunii Oltenii de sub munte la Antena 3 Vâlcea. Pe parcursul emisiunii, fostul cavaler al fluierului a dezvăluit faptul că, pe lângă finala Champions League dintre Ajax și AC Milan din 1995, ar mai fi putut arbitra, în același an, o altă finală de importanță istorică, cea a Cupei Confederațiilor. Însă, având în vedere că Ion Crăciunescu a reprezentat Europa ca arbitru, iar în finală s-a calificat Danemarca, acesta a pierdut dreptul de a arbitra partida. În 95 am fost foarte bucuros pentru că s-a jucat turneul final în Asia, în Arabia Saudită, și pentru turneul final au fost arbitrii din fiecare continent. Și am reprezentat Europa. Nu știți ce m-am bucurat așa, ce a fost pentru mine. A fost Cupa Intercontinentală în 92. Am fost toate campioanele de continent, deci toate, numai campioanele de continent, în Arabia Saudită. Și câte un arbitru din fiecare continent. Și am fost cu Danemarca, am reprezentat Europa. Și dacă Danemarca nu juca finala, arbitram eu finala, am arbitrat semifinala. Întrebat fiind despre lucrurile pe care le-ar schimba dacă ar mai fi la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor, Ion Crăciunescu a spus că în primul rând ar trebui analizat modul de selecție. În opinia sa, în România au fost și încă sunt foarte mulți arbitri de valoare. Ce îi lipsește astăzi arbitrajului românesc? Seriozitate? Multe, foarte multe lucruri. Eu mă uit la cei pe care am avut noi la catedră. Pe cei care am avut noi la catedră, de la oamenii aia aveai ce să înveți. Ăștia care sunt în marea lor majoritate la catedră, n-au ce să le spunem mare lucru la arbitrii, pentru că mare parte dintre ei au fost arbitrii mediocri. În primul rând să te învețe și în al doilea rând să facă o selecție riguroasă. Noi avem arbitrii talentați în România, să știți că România e plină de arbitri.
dar sunt aleși și nu cred că selecția este punctul forte al acestei comisii. Potrivit lui Ion Crăciunescu, pentru cineva care dorește să ia calea arbitrajului, cea mai importantă calitate este cunoașterea exemplară a regulamentului. Ce sfaturi le-ați oferit tinerilor care ar vrea să devină arbitri? Tinerii care sunt, în primul rând, trebuie să știe regulamentul foarte bine. Regulamentul trebuie citit în fiecare lună. Legile jocului sunt o cărțulie așa de vreo 40 de pagini. Alea în fiecare lună trebuie să le citești și să ții așa, să încerci să, ca să poți să le ai să te poți baza pe cunoștințe care în timpul jocului devin niște automatisme. Că să pregătească foarte mult, să fie tari. Meseria asta să și fură, te mai uiți și la alții, că este într-adevăr o meserie și, repet, trebuie să ai aptitudini, să ai și să... De câte ori eu stăteam eu acasă și mă uitam în oglindă și făceam cu mâna așa, stai, făceam așa, pormă așa, pormă la offside, să țin așa, așa, cum e bine, cât e mâna în spate, e mai în față, cum e, ca să fie... și limbajul corp. Ion Crăciunescu rămâne în continuare singurul arbitru român care a condus de la centru o finală de Champions League. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor. Rămâneți cu noi, Magda Popescu vă așteaptă după o scurtă pauză la analiza zilei. Noi ne revedem mâine la ora 7 fix. O zi frumoasă și o săptămână reușită vă doresc. La revedere!